Bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Iată, astăzi avem un nou invitat în studioul Oltenița News TV în aer liber, pentru că la noi în studio căldura este infernală și am ieșit din nou în aer liber. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Cristi Onofrei, candidatul ALDE la funcția de primar al municipiului Oltenița. Bine ne-am regăsit, domnule Cristi. Bine v-am găsit, domnule Mitică Dragon. Și vă salut pe dumneavoastră și pe toți urmăritorii dumneavoastră. Iată, astăzi intrăm în campanie electorală, suntem în plină campanie electorală și aș vrea să vă pun o întrebare la început pentru cei care nu vă cunosc. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Cristi? Pune și noi o întrebare celebră pe vremuri, dar rămâne întotdeauna actuală. Ca să vă cunoască publicul oltenițean, pentru cei care vă cunosc sau pentru cei care nu vă cunosc, cu atât mai bine să vă faceți dumneavoastră o scurtă prezentare. Ca să fiu corect încă de la început, pot să spun că această întrebare mi este pusă în ultima perioadă din ce în ce mai des de către cei care mă urmăresc, îmi urmăresc activitatea în mediul online. Într-adevăr, cred că este necesar să mă prezint. Sunt Cristi Onofrei, sunt de profesie economist, am 43 de ani, sunt tată, sunt soț, sunt crescut în Oltenița, născut în Oltenița, lucrez în Oltenița. Actualmente sunt director financiar contabil la Spitalul Municipal Oltenița. Am o experiență de peste 15 ani în domeniul economic și în domeniul în care activez în lucru cu omul direct. Și pot să spun că în ăștia 15 ani în care am deținut diferite funcții, am putut să aflu și să iau la cunoștință de foarte multe probleme pe care le au oltenițenii și pe care le are Oltenița în general. În programul dumneavoastră de campanie, domnule Cristi, sunt lucruri noi față de ceilalți candidați? Ce considerați dumneavoastră că aveți ca, vorba aceea, virgulă, candidat, noutăți în programul de campanie? Într-adevăr, programul nostru de campanie conține și lucruri care trebuie făcute în Oltenița și care se regăsesc în platformele program ale tuturor partidelor. Și aici mă refer la infrastructură, iluminat în zonele în care chiar este necesar, parcuri, parcări, treceri de pietoni. Astea se regăsesc, cum am spus, în toate platformele program ale partidelor. Dar avem și câteva probleme pe care noi le-am identificat și pe care am vrea să le rezolvăm în acest mandat, dacă voi avea sprijinul cetățenilor. Și aici mă refer la centura ocolitoare a Olteniței, care din punctul nostru de vedere este esențială, este primordial de rezolvat pentru a decongestiona traficul greu, care afectează din ce în ce mai mult construcțiile din zona limitrofă și dintr-una limitrofă a Olteniței. Poluarea, atât fonică, cât și mă refer aici la praf, particule și alte noxe care sunt generate de mașinile grele. Suntem iarăși interesați de crearea unui centru pentru persoanele defavorizate și aici mă refer un centru de noapte și aici mă refer la persoanele care nu au adăpost și care pe perioada iernii... E o problemă, într-adevăr, asta în Oltenița. Este o mare problemă și asta vă spun din experiență, pentru că în ultimii ani Spitalul Municipal Oltenița, acolo unde activez, este asaltat de aceste persoane pe care suntem obligați să le găzduim, pentru că nu le putem da pe afară să stea în ger. Și sunt 10, 15, 20 de persoane pe care trebuie să le ținem din octombrie până în martie. În acest sens, m-am gândit că ar fi oportun să facem un centru de noapte în care persoanele respective să pot să primească o hrană caldă, o consiliere și mai mult decât atât să poată să-și ofere o igienă corporală absolut necesară pentru un om, pentru demnitatea lui. Ne-a interesat totodată să creăm un centru pentru persoanele abuzate. Iarăși este o problemă în Oltenița. Acest centru ar fi binevenit pentru că vrând nevrând, am întâlnit și aceste persoane și aceste persoane care au nevoie de o consiliere. Au nevoie de o consiliere atât ele cât și copiii care sunt la rândul lor abuzați de cele mai multe ori de către părinți. Ne interesează foarte mult pe mine și pe consilierii pe care o să vi propun să creăm spațiu de promenadă dintre
pe toată lungimea șoselei portului, inclusiv pe faleza Dunării. Este un loc care în ultima perioadă este din ce în ce mai mult frecventat de către oltenițeni și este păcat să nu exploatăm la maxim această frumusețe, că este o zonă de o frumusețe pe care alte localități și-ar dori să o aibă în patrimoniu. Eu și echipa mea de consilieri ne-am propus să rezolvăm și problema pieței centrale. Problema pieței centrale a fost dezbătută în toate campaniile electorale, cred că din ultimii 20 de ani, dar nimeni nu a găsit o soluție. Ne-am propus ca această piață centrală să fie demolată, mutată provizoriu în cadrul halei, iar în locul actualei piețe să facem o parcare subterană pentru cei care tranzitează piața și pentru cei care vor să-și vândă produsele, iar construcția să fie pe două niveluri. Primul nivel pentru producători, iar al doilea nivel pentru comercianți. Credem că în acest fel am putea decongestiona inclusiv traficul, pentru că intrarea în parcarea subterană s-ar face din Bulevardul Republicii, iar ieșirea se va face pe strada Pescarilor. S-ar decongestiona foarte mult traficul și ar reduce riscurile de apariții de accidente și mizeria și absolut tot ce se mai întâmplă acolo și pentru lucruri de care oltenițenii sunt total nemulțumiți. Domnule Cristi, campania, iată, observăm cu toții, a început. Care e părerea dumneavoastră despre contracandidații dumneavoastră, așa la modul sincer? O întrebare grea la care aș prefera să nu răspund. Nu e grea, trebuie să fii sincer. Aș prefera să nu răspund, noi vrem să ne facem campania noastră. Haideți, dați un răspund totuși, ca să știe public. În schimb, mi se pare oarecum hilar să poți să lauzi realizările unui primar cu ceea ce a făcut din bani publici. Este ca atunci când aplauzi un bancomat că îți dă banii tăi. Nu aș vrea să intru în detalii. Tot ce s-a făcut este bun făcut de către toți primarii, dar dacă stăm să ne gândim în ultimii 20 de ani, suntem conduși de aceleași două persoane. Vreau să ne axăm mai mult pe ceea ce suntem noi. Noi o să facem o campanie de bun simț, sperăm că vom reuși să ducem la îndeplinire toate proiectele pe care le-am propus. Suntem o echipă care ne bazăm foarte mult pe respectul oamenilor, vrem să oferim respectul oamenilor. Credem că se poate conduce și altfel, credem cu tărie că bunul simț nu ar trebui să dispară din niciuna din instituțiile statului și așa cum mi-a fost sugerat de către o persoană din Oltenița, pot spune că dacă voi ieși primar, voi conduce ca un bun creștin și mai mult decât atât voi conduce cu inima. Domnule Cristi, spuneți... Tot timpul folosiți persoana la plural. Noi. Da, pentru că suntem o echipă. Așa, echipa dumneavoastră. Haideți să cunoască publicul oltenițean, echipa dumneavoastră, cu echipa pe care dumneavoastră o scoateți în față pentru consiliu. Hai să zicem primii 5-6, să-i prezentați. Sigur. Eu astăzi sunt pe locul 1, hai să zicem. Pe locul 2. Pe locul 2 îl avem pe domnul Paraschiv Cătălin. O scurtă prezentare a fiecare. Un antreprenor local, un om de business care a demonstrat în domeniul său de activitate, un om respectabil în Oltenița, un om care intră în contact în permanență cu oltenițenii și un om cu care eu sunt convins că voi putea face o echipă și care poate să fie o plus valoare pentru municipalitate. Următorul pe listă este domnul profesor Brezai. Domnul profesor care nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Activează în Oltenița de peste 40 de ani ca profesor. Multe generații i-am fost elevi. Un om de o probitate morală extraordinară. Al patrulea pe listă este domnul Nelu Crângașu. Domnul Nelu Crângașu a lucrat peste 20 de ani în domeniul bancar. Are o experiență vastă în finanțe, are o experiență vastă în accesare de fonduri europene. Este un om aplecat, un profesionist, actualmente este director administrativ la Spitalul Municipal Oltenița. Este un profesionist care cred că va putea să-și pună amprenta pe proiectele și pe dezvoltarea Olteniței. Octav Negoiță este unul din inginerii de vază ai Olteniței, sunt convins că toată lumea îl cunoaște. Este un om care nu cred că a putut să refuze pe cineva dacă a avut nevoie de ajutor. Este un om care
chiar cred că poate să fie inginerul care să traseze o linie de dezvoltare pe infrastructură, unde este specialist. Domnule Cristi, ați prezentat o parte din consilierea dumneavoastră, dar rugămintea mea la dumneavoastră e ca pe parcursul întregii campanii electorale să veniți cu câte un consilier ca să-l cunoască lumea, să-l supunem noi la un tir de întrebări. Cu siguranță așa vom face. Cu siguranță așa ca să lumea să se convingă de adevărul spuselor dumneavoastră, pentru că fiecare candidat își prezintă, cu ghilimele de rigoare, marfa. Așa este. Marfa fiind, acum am folosit un cuvânt așa mai dur, dar ca să înțeleagă românul... Un cuvânt plastic, dar este da, real. Pentru că acești oameni pe care dumneavoastră i-ați scos în față, înseamnă ceva pentru Oltenița și pentru oltenițeni în general. Începând de săptămâna asta, fiecare dintre ei va ieși în fața oltenițenilor și își va prezenta proiectul politic, se va prezenta și o să demonstreze că sunt ceea ce este nevoie pentru Oltenița. Vă mulțumesc, domnule Cristi, pentru amabilitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc.